O veste bună pentru iubitorii de drumeții din Brașov. Poticile masivului Tâmpa sunt din nou practicabile. Serviciul Salvamont, împreună cu Regia Pădurilor Kronstadt, au reușit să finalizeze degajarea acestor poteci cu câteva zile înaintea termenului asumat de 14 mai. Extragerea arborilor rămași va mai dura o perioadă, pentru că vorbim de peste 3500 de arbori, dar partea bună este că potecile sunt practicabile, prin urmare sper să vă bucurați cu toții de ele în weekendul care vine.